Profesorii de religie din județul Argeș s-au întâlnit ieri seara la Pitești în ședință de lucru. Evenimentul prezidat de înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, l-a avut ca invitat pe Vasile Timiș, inspector școlar general pentru disciplina religie în cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice. Să adaug de bună seamă și Legătura care trebuie să fie uh, efectivă și foarte atentă a profesorului de religie cu părinții copiilor și legătura, fără doar și poate, a profesorului de religie cu preotul uh, din parohie, adică în teritoriul unde au școlile, pe teritoriul acesta se află și unitatea parohială și este foarte important ca să facă programe, așa cum Părintele Patriar Daniel s a făcut aceste îndemnuri și aceste programe de, cum să spun, co-responsabilitate a profesorilor de religie și a preotului pentru că ei au același aceeași, același uh, scop, nu? Uh, educația religioasă, duhovnicească și este foarte potrivit să nu fie niciun fel de separație sau discrepanță între acești factori educaționali. Profesorii de religie au discutat printre altele despre programa școlară, despre modul de contextualizare al programei și m-am bucurat că am văzut foarte multe opțiuni și propuneri care vin din partea profesorilor pentru că la nivelul Ministerului Educației Naționale și al Cercetării Științifice derulăm un proiect de îmbunătățire, de optimizare a programelor școlare la gimnaziu. Evident, lucrul acesta îl facem și la disciplina religie. Evident că atunci când discutăm despre programele școlare la disciplina religie, avem în vedere perspectiva biblică și patristică, dar și provocările contemporane în spațiul educațional și nu numai. De aceea eu cred că efectiv se impune pentru noi, pentru dascăl, pentru inspectori, să observăm și modul în care elevii și părinții acestora, oamenii de cultură, se raportează la discursul religios, la ora de religie, la felul în care noi comunicăm în școală, în biserică și în societate. Peste 180 de profesori au avut ocazia să afle care sunt modalitățile în care pot încheia parteneriat, între școală și parohiile în a căror jurisdicție se află în vederea implementării de proiecte cultural-educaționale. Cu acest prilej a fost subliniată necesitatea intensificării activității educației religioase și au fost împărtășite experiențele de la participarea la Congresul Național Bisericesc Hristos împărtășit copiilor și proiectul Alege Școala. Cu acest prilej a fost uh, anunțat uh, profesorilor de religie inițiativa de a fi dăruite de către Arhiepiscopia Argeșului și Mușelului, respectiv centrul eparhial prin oficiile parohiale, peste 10.000 de manuale de religie pentru elevii din uh, clasa pregătitoare și clasa 1 la Catedra de Religie. Printre activitățile propuse în cadrul întrunirii se numără participarea elevilor la Sfânta Liturghie, pelerinaje la mănăstiri, tabere de creație, cercuri literare și de pictură, precum și activități de voluntariat.